sunt vremuri când temelile se surpă și stâlpii lumii noastre strătinați. Când răul înălțimile uzurpă și ne simțim mințiți și înșelați. Când ce-am clădit prin an cu o steneală, vedem că într-o clipă e prăbușit. Și ne întrebăm atunci cu îndoială, ce poate face cel neprihănit? Sunt vremuri când se dezlăuge furtuna, iar noi privim în negră nopți. Când frigul și căldura sunt tot una și în jurul nostru mișină nopți. Sunt vremuri când vezi că totul se destramă și vise și nădejde și ideal, iar tu ești cel mai nebăgat în seamă, tu prețiosul lumii capital. Încă puțin și ce s-a spus curând o să se arate, se va vedea că ce s-a scris sunt toate adevărate. Se va vedea că este un iad și este o judecată. Se va vedea cât de înșelați sunt cei ce au râs odată. Încă puțin și tot ce iazi neghină și ocară, trimiși cerești vor arunca în focul de afară. Și seceriși nemai văzut va trece peste lume, că ziua groazei va sosi, tot răul să sublume. Încă puțin și semne mari, puterne închipuite, se vor ivi cu tremurând privirele îngrozite. Și toți cei care n-au primit credința mântuirii, privi vor crezul blestemat al culei și al pieirii. Încă puțin și Dumnezeul cel viu veci deodată va stropi pe veci minciuna apostată. Încă puțin, dar până atunci dureri cum n-au fost încă vor nimici cu credința cea adâncă. Încă puțin și vei veni, o Doamne Sfinte, las tot, nimic nu vreau, căci nu mai pot. Când mintea nu găsește nici cuvinte, iar de găsești nu pot să le socot. Atunci când suferința e permanentă și nu găsesc ieșire spre liman, un strop din marea lumii menentă, eu nu mai am nici forță, nici ram. Atunci te întrebăm a tot, stăpâne, oare nu-ți pasă că ne scufundăm? Să te întrebăm, atât ne mai rămâne și cuvântul tău mie. Tu ne răspunzi atunci cu duioșie, copiii mei, eu încă sunt pe tron, nu tremurați în clipa de urgie, să nu vă înspăimânte niciun zgon. De s-ar cutremura în măr pământul, ar lumii stâlpi eu îi voi întări. Așa mi-am dat atunci cuvântul și pentru voi eu voi îl voi împlini. E un monstru mare, vânturi și talazuri, și toate se supun și se opresc. În aspre încercări și în necazuri, eu sunt cu voi, eu nu vă părăsesc. Fiți treji și vă rugați, voi tot cât mergeți către aceste nemai văzute stări și drept și stări căzute fără veste, orice ați vedea și ați auzi, pe voi să nu vă înșele, căci vai de cei ajungi atunci, ne pregătiți în ea.